cât producem, cât putem consuma și cât ne putem împrumuta. Pentru că dacă nu înțelegem aceste lucruri simple, exemplu negativ, îl avem foarte bine în fața ochilor și știm ce se întâmplă în Grecia. Evident că adevărul nu este comod. După ce trăiești multă vreme în minciună, îți place minciună. Când te întorci la adevăr, adevărul e dureros. Pare să fie un mare sacrificiu să te întorci la adevăr. Dar eu cred că cel mai mare sacrificiu pe care l-ar putea suferi această minciună este să fie în continuare mincită. Nu adevărul e cel care sacrifică. Minciuna e cea care poate să sacrifice o națiune dacă, în continuare, credem în minciună. Și, din păcate, stânga ne oferă în continuare minciună. Zilele acestea, vedem care este răspunsul stângii la criza actuală. Ce ne propune stânga? Ne propune în continuare să mincim cetățenii României, că ne spunem că e posibil să aibă salarii tot mai mari, pensii tot mai mari, fără să producă.